Bună ziua! Astăzi vom învăța despre prelucrarea șirurilor de valori folosind instrucțiunea for în limbajul de programare Python. Să ne reamintim! Prima aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python în care se citesc un număr natural n, apoi un șir de n numere naturale. Programul verifică dacă numerele din șir sunt ordonate crescător. Se va afișa un mesaj corespunzător. Ca date de intrare, se vor citi n, apoi șirul de numere naturale. Ca date de ieșire, se va afișa mesajul numerele sunt ordonate crescător sau mesajul numerele nu sunt ordonate crescător. De exemplu, pentru n egal cu 6 și valorile din șir 2, 4, 5, 5, 10, 13, se va afișa mesajul numerele sunt în ordine crescătoare. Se va citi valoarea variabilei n. Se va citi prima valoare din șir. Vom folosi o variabilă OK, care va avea valoarea adevărată dacă șirul de valori este în ordine crescătoare sau fals altfel. Vom citi restul de numere din șir. Dacă două numere de pe poziții consecutive nu sunt ordonate crescător, atunci vom schimba valoarea variabilei OK. În funcție de valoarea variabilei OK, vom afișa mesajele corespunzătoare. A doua aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python în care se citesc un număr natural n, apoi un șir de n perechi de două numere a și b care reprezintă capetele unui interval. Programul afișează pentru fiecare interval cel mai mic număr k care reprezintă factorialul unui număr natural și aparține intervalului închis a b. Dacă pentru un astfel de interval nu există o valoare, se va afișa valoarea minus 1. Ca date de intrare, se vor citi numărul n, apoi un șir de 2 ori n, numere naturale. Ca date de ieșire, se va afișa cel mai mic număr k, astfel încât k să reprezinte factorialul unui număr natural și k să aparține intervalului AB sau valoarea minus 1, dacă nu există un astfel de număr. De exemplu, pentru n egal cu 3 și capetele de interval 2, 4, 3, 25, 10, 13, se vor afișa valorile 2, 6, minus 1.
se va citi valoarea variabilei n. Se vor citi n capete de interval. Se va calcula în variabila k cel mai mic factorial al unui număr x, astfel încât k să devină mai mare sau egal decât valoarea variabilei a. Dacă valoarea factorialului este mai mică sau egală cu valoarea variabilei b, atunci am găsit un factorial care să aparțină intervalului închis AB. Altfel, vom afișa valoarea minus 1. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat în limbajul de programare Python cum puteți prelucra șirul de valori folosind instrucțiunea for.